Bună ziua! Ieri v-am prezentat depozitul cu toate produsele pe care le avem în stoc, cu dezinfectanți, cu măști, cu calculatoare. Începând de astăzi am început să le dăm părinților, au venit împreună cu copiii, au venit cei de la firmă să inițializeze tableta, deci începând de luni, copiii pot beneficia de aceste tablete, sunt tablete cu tastatură. Din punctul meu de vedere, toate condițiile sunt deplinite pentru deschiderea anului în bune condiții, în condiții de sănătate, de siguranță. Deci avem clase, le puteți vedea, unde avem elevi singuri în băncuță, avem și elevi într-o băncuță dublă, avem separator, deci după caz. Deci stabilirea sau luarea decizii pentru acele separatoare este a Consiliului de Administrație, banii au. Deci în aceste zile, o mare parte, deci această școală deja și-a rezolvat toate problemele de siguranță. Acum se ocupă de predarea tabletelor și să știm într-un final cum vom începe luni. Că vom începe în scenariu verde, că vom începe în scenariu galben sau în cer roșu, nu știm. DSP-ul ne va anunța. Deci noi suntem pregătiți să începem oricare dintre variante. Deci avem tot. Astăzi ducem și măștile la fiecare unitate de învățământ. Avem 78. Deci toate școlile sunt pregătite, începând cu data de 14, să-și primească elevii la cursuri. Vreau să vedeți și condițiile din această școală. Deci avem sistem de transmitere a orelor, în cazul în care se optează pentru scenariu galben, când jumătate din elevi sunt la școală, jumătate sunt acasă. Deci putem, adică asigurăm condiții și pentru scenariul roșu, dacă se va ajunge. Eu sper să nu se ajungă niciodată la scenariul roșu, dar suntem pregătiți pentru toate variantele. Vă invit să vedeți exact traseul unui copil, ce condiții sunt, și pe această cale vreau să le transmit tuturor părinților că așteptăm copiii la școală și să fie foarte liniștiți. Din punctul meu de vedere, condițiile sunt asigurate la fiecare dintre cele 78 de unități din sectorul 1. De ce am hotărât eu împreună cu Consiliul să dăm tablete la toți copiii? Pentru că toți copiii trebuie să fie egali. Poate că unii dintre copii au tablete mai performante, dar considerăm că toți trebuie să fie egali și trebuie să plece de la aceeași linie în viață. Să nu existe discrepanțe între copii. Pentru că aceste discrepanțe pe care poate le-ar percepe fiecare copil i-ar dăuna pe viitor educației. Deci considerăm că în sectorul 1 toți copiii trebuie să plece de la aceeași linie. Din cauza asta am investit la fel, egal, în fiecare copil. Vreau să transmit copiii care nu domicilează în sectorul 1, dar învață în sectorul 1, beneficiază de aceste tablete. Deci toți copiii sunt egali, indiferent unde locuiesc, dacă locuiesc în sectorul 1 sau nu locuiesc în sectorul 1, dar învață în sectorul 1. Deci aștept cu liniște ziua de 14, pentru că noi suntem pregătiți și părinții trebuie să fie liniștiți din punctul ăsta de vedere. Vă mulțumesc, bună ziua, dacă aveți ceva întrebări. E greu. Dacă îmi faceți o solicitare, e o valoare mare. Pot să vă spun că o tabletă este 16 milioane, puțin peste 16 milioane, ori 48.000, faceți dumneavoastră socoteala. Deci restul, măști, dezinfectant, astea sunt consumabile care, în continuu, noi trebuie să alimentăm fiecare dintre cele 78 de unități. Deci dăm măști,
Deci fiecare copil va primi o mască în fiecare zi. E adevărat, dacă se va întâmpla să rupă sau putem să le mai dăm. Dar noi am luat în calcul că le asigurăm la profesori, la copii și la personalul auxiliar câte o mască pe zi. Vă mulțumesc! Deși dacă mai găsești un aflat, asta este tot, în momentul ăsta. În 5 minute puteți să folosiți. Până atunci își face update-ul la încercare și se conectează mai departe. Mă zici cu plăcere, mă zici cu plăcere. Următoarea persoană. Haideți, doamne! Bună ziua! Ce-ți aici? Bună ziua!